ca să fii lumină în lume, trebuie să arzi, să te consumi. Asta este farmecul și frumusețea. Asta este, și mai ales la tineri, când vezi un tânăr blec, care nu-l mișcă nici bine, nici rău, îl poți aprecia că e un om, nu e om, și cu atât mai puțin creștin. Un om trebuie să fie un om care se ardă permanent. Ce înseamnă arde? O trăire permanentă, în iubire. Să-mi fie dragă toată lumea, să iubești și pe cei ce nu-i cunosc, să iubești toată creatura lui Dumnezeu. Asta înseamnă a arde. Eu când văd cerul și pământul, arde de plăcere și de bucurie. Aveam niște muncitori la mănăstire, care construia o casă. Și când îmi stăra la frații, la domnul Feri și cu la domnul Lumițu, doi muncitori harnici la propriuși, după ce începe să înțeleze, ei lucra acolo, la făcut o casă de lemn, după ce în seara stăteam de vorbă cu ei și le povesteam cât e frumos cerul nostru în seara. Cât e frumoasă când răsare soarele, cât e frumoasă luna, cât e frumos cer albastru. Și Feri îmi spune, a fost băiat sărac. Păi zice, până acum eu n-am văzut cerul. Am fost copil sărac, am trăit afară tot timpul. Am fost pe această slugă, iar viața mea am dus-o tot afară, sub cer. Am fost șoban, am trăit tot sub cer. Iată acum sunt în construcție de casă și tot sub cer. Dar n-am văzut cerul până acum. Până ce este Dumnezeu. Abia acum ne-am dat atenția că mă înconjoară și cu atâtea lucruri frumoase, pentru că nu le-am văzut până acum. Iată așa, trăind din nefericire majoritatea oamenilor. Nu văd lucrurile taie de Dumnezeu, lumea, frumusețea. Și toate acestea. Este? Și atunci, ca să fii un om, trebuie să arzi. Ardere înseamnă ardere spirituală, ardere sufletească înseamnă sufletul tău să vibreze. Și de milă, să fie milă de toată lumea. Și de dragoste. Și de ură împotriva minciunii, împotriva păcatului, împotriva răului,